Pornind de la propria experiență a pierderii unor oameni dragi în timpul pandemiei, artista Ruxandra Pop invită bănățenii să ia parte la un ritual colectiv de procesare a doliului și de acceptare a morții mediat prin artă. Instalația performativă este construită în jurul ideii că orice moarte e o poartă și este o instigare de a reflecta la pierdere, dar și de a căuta în moarte sensul vieții. În acest sens, în anul 2022 la București au fost create performance-uri pentru o ediție pilot și un laborator de cercetare și creație pentru echipa care a conceput proiectul. De la început a existat dorința ca instalația performativă să fie refăcută în mai multe comunități și acest lucru se întâmplă în cadrul ediției din acest an numită Cutia de Rezonanță. În primăvară, Brașovul a fost gazda unei ediții a proiectului Orice moarte e o poartă, iar acum a venit rândul orașului Timișoara să găzduiască proiectul. Inițiatorii acestui proiect invită și reșițenii să participe. La Timișoara vom avea o serie de 8 evenimente cu participare limitată, în sensul în care ne dorim ca la fiecare eveniment să nu participe mai mult de 25 de oameni, pentru că ne dorim să fie o atmosferă cât mai intimă. E greu, deja este greu să vorbești despre moarte, nu e un subiect pe care ne este ușor să îl abordăm și atunci ne dorim ca lucrurile astea să fie cât mai personale. Iar ce se întâmplă practic în cadrul acestor evenimente este că avem, să zicem, două zone, pentru că am pornit de la ideea că în orice moarte sunt doi, cel care pleacă și cel care rămâne. Și în prima zonă este locul unde ne gândim la cei care nu mai sunt, îi onorăm și aici propunem publicului o serie de, le-am numit noi, gesturi ritualico-artistice. Sunt niște lucruri simple, nu știu, ca schimbatul pământului la flori sau desenat, în care ne dorim ca oamenii să se, nu știu, așeze în emoțiile lor și împreună cu această mică comunitate care se formează ad hoc, să se gândească la cei care nu mai sunt. Iar în cea de-a doua zonă, care este și ea, există mai multe elemente, pentru că noi ne-am folosit în toată povestea asta și de fotografii și de filme și de colaje și de sunet. Eu voi spune un text, acest text care se numește Orice moarte e o poartă, și îi vom invita pe oameni să se gândească la ce se întâmplă cu ei după ce au pierdut pe cineva, pentru că, cum știm cu toți, atunci când moare cineva drag, practic moare și o bucată din tine. Și noi credem că e important să ne gândim și la noi, cei care rămânem. Și aș spune că lucrurile sunt blânde, în sensul în care noi le propunem oamenilor aceste lucruri, dar ei pot ori să se implice și să fie acolo, să facă ceea ce le propunem noi, dar și să rămână în postura de simpli spectatori. Nu vrem să forțăm pe nimeni. Am gândit evenimentul astfel încât fiecare să simtă bine cu locul unde este în momentul respectiv în acest travaliu de doliu. Pentru că, practic, experiența, întâlnirea fiecăruia dintre noi cu moartea, doliul, fiecare și-l trăiește într-un mod foarte personal. Și atunci noi ne-am dorit să creăm acest cadru în care să putem să fim și împreună cu ceilalți, pentru că avem nevoie de ceilalți cu pierdem pe cineva, dar să putem să fim și singur cu gândurile noastre. Ce ne-am dorit foarte mult după ce am călătorit cu acest proiect și la București și la Brașov și acum sunt la Timișoara, a fost să inspirăm alți artiști, psihologi, antropologi să bordeze și ei acest subiect, pentru că am descoperit că oamenii au mai nevoie de cadre în care să vorbească despre moarte. Și atunci invitația pe care noi le adresăm artiștilor, psihologilor și antropologilor din Reșița, oamenilor interesați de acest subiect, este să participe la un workshop care va avea loc în data de 5
septembrie la Faber, ca noi să le povestim despre experiența noastră cu acest eveniment, cu această serie de evenimente și să îi instigăm poate să facă același lucru în comunitatea lor, pentru că fiecare comunitate își are regulile și își are, nu știu, emoțiile proprii, aș zice, și ne-am bucurat dacă ar exista oameni dornici să preia și să adapteze acest proiect specificul local. Și aș mai spune că participarea la workshop este extratică. Chiar avem și o mică sumă de bani pe care o vom oferi ca oamenii să poată să-și acopere transportul până în Timișoara. Dar am fost foarte bucuroși dacă am avea alături câțiva recipiente în acest proiect și vă mulțumim, dar vestea mai departe despre proiectul nostru.